În capitolul icoane cu Sfântul Efrem cel Nou, vă e mai aproape de suflet? Cu Sfântul Efrem cel Nou, când eu m-am îmbolnăvit, mi-a dat să-l citesc, sau nu mai mi-amintesc exact cum. Și am căutat icoana Sfântului Efrem, cu am de mult. Și întâmplător, l-am găsit prin mănăstire, și mi-a dat și Sfânta Muceniță Tecla. La fel, iar aveam un acatist sau nu mai amintesc ce, pe care citeam. Asta mi le-a dat maica, care v-am spus eu că din al cărui tratament mi-a făcut bine. Momentul critic a fost când li s-a îmbolnăvit unul dintre copii. Au conștientizat atunci că salvarea este doar în mâinile a Totputernicului și Milostivului Dumnezeu. S-au întors de plin la credință. Când eram la bloc, mi s-a îmbolnăvit fetița cea mică de hepatită. Bineînțeles, fiind de o hepatită virală, a luat și cea mare și am internat în spital. Deci am internat în spital și mi-a dat-o din spital cu hepatită cronică evolutivă. Câțiva ani de zile am dus-o pe la București, nu știam ce să mai fac. Și de asta vă spun că asta a fost întoarcerea noastră, am venit acasă, am început să plâng și am zis, Doamne, învață-mă ce să fac, nu-mi lua copilul. Întâi la început am mers eu la biserică, deci din momentul acela eu a trebuit să mă hotărăsc să merg la biserică. Mă duceam singură, soțul meu nu mergea. La un moment dat am zis, Nicule, hai la biserică, că ne ia Dumnezeu copilul și ne dăm cu capul de pereți. Și bineînțeles că am mers mai cu rușine, era rușine la început să meargă, după aceea ne-am urnit amândoi și am mers la biserică. Vă spun că fără rugăciune, eu mi-am ținut copiii, nu știu cum să vă spun, că dacă spui cuiva nu mă crede, dar eu mi-am ținut copiii sub rugăciune, așa o învățat. Tinerețea, gata, nu mai e. Poate că mai mă duceam mai rar, așa, mai mi-aduc aminte. Dar, așa cum a spus soția, după ce ne-am căsătorit, s-a întâmplat cu copii și a trebuit să mergem la biserică și a fost greu începutul, că după aia am mers în continuare. Dimineața începe cu rugăciune, după amiaza citesc din psaltire, iar ziua o încheie cu paraclisul Maicii Domnului. În bunătatea și simplitatea lor, ruga o îndreaptă pentru lumea întreagă, să fie pentru toți bine și să fie pace. Deci rugăciunea nu lipsește și ziua așa, printre timp mai face câte o rugăciune. Cum e viața dumneavoastră la pensie? E mai mult timp pentru rugăciune? E mai mult timp, normal. Eram mai pe fugă când aveam servici. Acum avem lejeritate. Dimineața ne facem rugăciune, citim două acate, este rugăciune de dimineață. Mai pe la ora prânzului intru în casă și citesc la psaltire. Seara, iar când ne culcăm 10-11, când ne prinde și 11 mai mult, ne face rugăciunile de seară, citim paraclisul Maicii Domnului, ne rugăm în general pentru toată lumea, ne rugăm acum să fie pace, ne rugăm să fie pace. Că... Tinerilor le dau un sfat părintesc, să meargă la biserică de voie, nu de nevoie. Ne-am bucurat să vedem în ei această înțelepciune duhovnicească, această așezare sufletească dobândită după mulți ani de greutăți, dar primite cu resemnare și depășite cu multă rugăciune. Eu aș îndemna pe toată lumea să nu ia din să fie nevoit să se ducă la biserică, să o ia din timp, adică de voie, nu de nevoie. Că eu cred că așa e cel mai bine.